Slăvit să fie Domnul! Fraților și surori, pilda talanților din Matei 25 ne vorbește într-un mod deosebit fiecăruia dintre noi. Acum, haideți să remarcăm puțin că pildele, aceste imagini pe care Domnul le-a adus în timpul lui și le-a vorbit, sunt niște întâmplări, bineînțeles, petrecute într-un colț al pământului și aceste întâmplări sunt dispuse, sunt grupate în jurul unei sau a mai multor idei centrale. Foarte important să înțelegem lucrul acesta. Întâmplarea este pământească și ideea aceea sau tema pe care Domnul vrea să o transmită este cerească. Și așa apar confuzii la interpretare. De exemplu, luăm acea pildă cu samariteanul milostiv. Ajungem în hățișuri, fraților și surori, atunci când încercăm să interpretăm și să spunem că hangiul este păstorul bisericii și hanul este biserica. Gândiți-vă puțin ce se servea la han atunci, băuturi alcoolice și așa mai departe. Și cei doi bănuți în Vechiul și Noul Testament și așa mai departe. Sunt lucruri foarte utile pe care Domnul le-a așezat în Biblie, dar trebuie să fim foarte atenți cum interpretăm, cum citim, cum înțelegem Scriptura. De exemplu, luăm această pildă a talanților și mergem puțin pe firul ei, începând cu versetul 14. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om. Cine este omul acesta? Dacă mergem strict pe interpretare, fraților și surori, eu acum așa încerc să fac, să vedeți că ajungem în niște hățișuri. Cine este omul? Iisus Hristos, care este om și Dumnezeu. Până aici e foarte bine. Mergem mai departe. Când era să plece într-o altă țară, plecarea spre țara de sus, că Domnul s-a dus la Tatăl. Foarte bine și până aici. A chemat pe robii săi, cine sunt robii? Păi noi, sigur, copiii Domnului. Și le-a încredințat avuția sa. Ce înseamnă avuția lui Hristos? Orice dar bun și desăvârșit care se coboară de sus de la Tatăl Luminilor. Foarte bine până aici, mergem foarte bine. Dar haideți să vedem că puțin ne încurcăm imediat. Unuia i-a dat 5 talanți, probabil că aici s-ar referi la darurile pe care Domnul le dăruiește, altuia 2 și altuia 1. Aici, într-o paranteză, aș vrea să subliniez că talentul nu era bani, nu era vorba aici de bani, ci de cantitate de argint. Cantitate de argint. 5 talanți erau 180 de kilograme de argint, 2 talanți erau 72 de kilograme și un talent 36 de kilograme. Cineva a făcut un calcul și a zis așa, un talent reprezenta plata unui muncitor obișnuit, cum zicem noi, salariu mediu pe economie în România, timp de 20 de ani. Vă dați seama ce mare cantitate era într-un talent, cantitate de argint. La cel care îi dă 5 talanți de argint, îi dă contravaloarea a 100 de ani de muncă cu un salariu mediu. Foarte mult. 6.000 de dinari, cam așa era contravaloarea unui talent și vă dați seama că e foarte, foarte mult, mai ales dacă aplicăm aceste lucruri în America, unde salariul mediu pe economie probabil e 2-3 mii de dolari. Și ajungem la 600 de mii de dolari numai un talent, 5 în mulțim, 3 milioane de dolari, foarte, foarte mari sume, cu foarte mari sume s-a lucrat aici. Și bineînțeles că noi putem vorbi când citim aici și spunem talent, dar pe care Domnul mi l-a dat, fie că e natural, fie că e supranatural, îl folosesc pentru Domnul și extraordinar. Dar haideți să citim mai departe, să vedem. Deci și după ce le-a dat, versetul 15, talanții, s-a dus, a plecat. Îndată, versetul 16, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț. Aici apare o mică problemă, versetul 16. Cu ce negoț s-a îndeletnicit acesta care a primit 5 talanți? Tot așa, versetul 17, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei.
Cu ce negoț s-au îndeletnicit aceștia doi? Deducem din versetul 27. A venit stăpânul și s-a uitat la al treilea și a zis, trebuia să te duci și tu să-mi fi dat banii la zarafi. Fraților și surori, zarafii aceștia ce anume reprezentau? Erau cămătari. Și acum citim în Psalmul 15, citim în Levitic, citim în Deuteronom. Și acolo spune să nu-ți dai banii cu dobândă. Și că cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Acum vine Hristos, Domnul din cer, care îmi spune în Vechiul Testament, prin legea lui Moise, nu-ți da banii cu dobândă, nu te duce la cămătari. Și să vină Noul Testament, dacă luăm în firul acesta logic al întâmplării, vine el să-mi spună, mă, du-te și dă banii la cămătari. Nu, Domnul nu poate fi și da și nu. Și atunci mergem mai departe și mai găsim încă vreo câteva elemente și anume, spune așa, cel ce nu primise decât un talent s-a dus de a făcut o groapă în pământ, versetul 18, și a ascuns acolo banii stăpânului său. Bineînțeles, groapa în pământ probabil semnifică o ascundere în trupul acesta, o punere a unui capac pe inimă, pe darul pe care Domnul ți l-a dăruit. Și mergem mai departe, versetul 19. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Sunt unii care vin și spun că versetul 19 se aplică celor care pleacă din viață, mor și se întâlnesc cu Domnul. Aici scrie altceva. Scrie că stăpânul s-a întors. Deci acest verset 19 ar viza întoarcerea lui Hristos, cea de-a doua venire a lui Hristos pe pământ. Versetul 20. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis, Doamne, mi-a încredințat 5, iată, am câștigat cu ei alți 5, adică a adus 10. Stăpânul i-a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Frumos, adică bucuria stăpânului simbolizează veșnicia, cerul, răsplătirea. Cel ce primise 2 talanți, același lucru. Dar deja în versetul 24 dăm iarăși peste un element care puțin ne încurcă. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești om aspru. Acum haideți să încuvințăm și să spunem, da, într-adevăr, Dumnezeu este foarte exigent. Noi spunem, aspru e exigent. E credincios cuvântului său, el este credincios și întruchipată, e foarte exigent. Dar zice, care seceri de unde n-ai semănat, ci strângi de unde n-ai vânturat. Aici e o problemă. Domnul nu face nedreptate. Aici îl arată pe acest stăpân, pe acest om, ca pe unul nedrept, care merge și ia ce nu-i al lui. Și aici iarăși nu putem să aplicăm versetul 24 ființei Domnului Hristos, foarte clar, versetul 25. Mi-a fost teamă, m-am dus și ți-am ascuns talentul în pământ, iată-ți ce este al tău. Într-un anume fel putem să-l felicităm pe acesta al treilea, pentru că el a păstrat averea stăpânului intactă. Bineînțeles, n-a înmulțit-o, dar era acolo, era intactă. Alții pățesc că li se fură talentul, li se fură o sumă mare de bani și nu e a lor și trebuie să o plătească. El a venit și a zis, Doamne, îmi pare rău, eu n-am putut să adaug la ceea ce tu mi-ai dăruit, dar îți aduc ceea ce mi-ai dat. Poftim, iată-ți și ia-ți ce e al tău. Interesant. Versetul 26. Stăpânul său i-a răspuns, rob, viclean și leneș. Ai știut că se cere de unde n-am semănat? Uite, versetul 26 confirmă că acest stăpân se cera de unde n-a semănat și strângea de unde n-a vânturat. Deci era nedrept el în cuvința asta. Prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, deci discuția noastră cu privire la camătă. La venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați dar talentul, dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acesta netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Aici întunericul simbolizează iadul pedepsei lui Dumnezeu. Deci observați că am parcurs textul nostru cu mici observații și revin la ceea ce spuneam la început. O pildă este o idee centrală și în special ideea aceasta se referă la împărăția cerurilor. Observați în versetul 14. Atunci, când atunci?
versetul 1 din 25. Atunci, când? Uite, în versetul 24, la final, iarăși se vorbește despre venirea Fiului Omului și noi trebuie să veghem. Deci când? Atunci când va veni Domnul. Observați, Domnul le spune o pildă, o întâmplare, legând această întâmplare de niște evenimente care vor avea loc atunci și de cele care au loc acum. Și, zice, atunci împărăția cerurilor se va asemăna. Deci nu va fi, se va asemăna. Deci vorbim de asemănări. Și dacă vorbim de asemănări, atunci, fraților și surori, omul din pildă nu este Domnul Iisus, ci seamănă cu Domnul Iisus și găsim în pilda noastră asemănări cu viața noastră creștină. Și atunci nu ne mai rătăcim. Omul din pildă, într-adevăr, era nedrept și lua de unde n-a semănat, strângea de unde n-a vânturat. Omul din pildă l-a pedepsit pe celălalt, dar uite și Domnul vine și pedepsește. Dar ideea de adinea orică era nedrept, asta nu îi se aplică Domnului, pentru că El este judecătorul cel drept. Și observați, din pilda noastră putem să extragem acele elemente care ne interesează, care se aseamănă, că de aceea Domnul a zis împărăția cerurilor se va asemăna și atunci nu ne rătăcim niciodată. Ceea ce nu se aseamănă cu Domnul, cu împărăția Lui, cu lucrurile cerești, acestea le punem frumos deoparte că nu ne interesează. Domnul nostru nu este nedrept, atunci punem acest lucru deoparte. Domnul nostru nu încurajează camăta, atunci punem acest lucru deoparte și atunci suntem foarte edificați pe textul nostru. Acum, fraților și surori, ideea centrală din text este foarte importantă. Versetul 14 spune așa: atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece, a chemat pe robi și le-a încredințat avuția sa. Deci primul element este acesta: împăratul sau omul, că îl numește om, pleacă, cheamă niște robi și le încredințează niște valori. Are încredere în ei, că ei pot să se ocupe de aceste valori. Valorile erau foarte mari, după cum am înțeles. El pleacă, după multă vreme se întoarce și cei trei robi vin în fața lui și spun: Doamne sau Stăpâne, uite, eu ți-am adus încă 5 talanți pe lângă cei care mi-ai dăruit. I-am dublat. Celălalt vine, ți-am mai adus încă 2. I-am dublat. Vine al treilea, zice, eu nu ți-am adus nimic decât exact ceea ce mi-ai dat. Și împăratul sau stăpânul se supără foarte rău pe el și l-aruncă în întunericul de afară. De aici deducem ideea centrală, tema acestei pilde, că este următoarea. Domnul ne dăruiește valori pe care noi trebuie să le folosim pentru multiplicarea împărăției cerurilor. Ce am făcut noi în viața aceasta pentru multiplicarea împărăției cerurilor? Ce am făcut cu darul pe care Dumnezeu ni l-a dăruit? Aici este marea noastră dilemă, marea noastră problemă. Noi considerăm că predicatorii sunt cei care merg și aduc snopi pentru împărăție. Foarte fals, fraților și surori. Domnul pe fiecare dintre noi ne-a chemat să fim niște mici predicatori în pătrățica noastră pe care El ne-a rânduit-o în viață. Domnul ne-a dat pentru câștigarea sufletelor, pentru multiplicarea bisericii, pentru creșterea trupului bisericii, ne-a dat niște capacități pe care le-a sfințit. Fraților și surori, nu putem să luăm ca un lucru de apucat această chemare pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Mergem mai departe în capitolul 25 și aici deja ni se înfățișează judecata viitoare. Aici Domnul nu mai vorbește în pildă, aici vorbește o realitate și spune că atunci când va veni Fiul Omului în slava sa și cu sfinții îngeri, va pune caprele la stânga și oile la dreapta. Și se va uita la fiecare dintre noi și nu ne va întreba cât am predicat, pentru că va ști că numai unii au predicat. Nu ne va întreba cât am cântat, va ști și asta, că numai unii dintre noi au avut voce de cântat în față. Sunt alții care cântă în ascuns, în odăiță, felicitări pentru asta. Foarte bine, pe aceea Dumnezeu îi consideră staruri, dacă vreți, staruri, cele mai mari staruri din lumea aceasta.
ale muzicii, oricare ar fi ele, ale muzicii cerești al lui Dumnezeu, dacă ei cântă în ascuns, în odăiță. Lucru frumos. Dar Domnul când vine, se leagă de chestiuni foarte, foarte practice. Și spune așa, versetul 34, veniți binecuvântații tatălui meu, cuvântul veniți apare de 990 de ori în Biblie. Veniți binecuvântații tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. De ce? Am fost flămând și mi-ați dat de mâncare, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând? Asta atestă faptul că practicile acestea pe care ei le aveau erau încetățenite, ei nici nu-și mai dădeau seama, auzeau de un om bolnav rapid, la spital, la el. Nu mă mai gândesc să mă duc, să nu mă duc, mi-a scrie Domnul în carte, nu mi-a scrie. Asta nu se gândeau ei. Ei mergeau și le făceau aceste lucruri dintr-o roadă a Duhului care era în ei și care însemna, dacă vreți, facere de bine sau milostenie. Și observați că ei se miră și zic, când, Doamne? Când te-am văzut noi flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță? Și drept răspuns împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Acest verset l-a aplicat un frate, vedeți frații de mult, n-au avut școală, dar au avut școală adevărată a Duhului, nu școală pământească. Și a mers un ateu la un bătrânel și l-a întrebat, măi, Dumnezeul vostru, cât e de mare? Tu l-ai văzut? L-am văzut. Cât e mare? Ce mare că umple cerurile și mic că poate să intre în inima mea. Oh, frumos răspuns. Dar zice, dacă tu l-ai văzut pe Dumnezeu, ateu să râdă, ai putea tu să-i faci un costum? Un costum așa cum avem noi lui Dumnezeu. Zice, da, sigur, simplu. Câți metri pătrați de material ți-ar trebui, spunea ateu, ca să-i faci un costum lui Dumnezeu? Ce cam 2 metri pătrați, cred că ajung. Băi, omule, dar cum așa? Păi uite ce scrie aici. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei. Mă duc și fac un costum unui frate foarte neînsemnat al lui Hristos. L-am și trimis în cer la Dumnezeu. Observați, fraților și surori, că sunt chestiuni foarte, foarte practice. Foarte practice. Și aceasta ne îndreaptă spre o aplicare a pildei talanților la nivel foarte simplu. Să nu ne tot gândim, fraților și surori, că am întâlnit oameni care la o vârstă destul de înaintată nu știau ce dar le-a dăruit Dumnezeu. Când vei ști? Când te vei duce la Domnul? Uite darul fiecăruia dintre noi, caută-l pe cel flămând, pe cel însetat, pe cel gol, pe cel bolnav și o să vezi cum Dumnezeu, pe bază la aceste daruri pe care tu deja le ai prin nașterea din nou, Domnul ți-a dat milă, că Duhul Sfânt vine în inimă și ți-aduce milă, ți-aduce dragoste, bucurie, pace și lucruri extraordinare. Și atunci vine Duhul Sfânt și pe lângă aceste daruri deosebite care Domnul ți le-a dat, legate de facere de bine, milostenie și o inimă deschisă ca să ajute, Domnul poate să-ți mai dea și niște daruri speciale. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Acum, fraților și surori, încă o subliniere, că atâta doar am vrut să fac prima subliniere și anume că talanții Domnul ne dăruiește la nivelul cel mai simplu. Cel mai simplu. Ne dă niște daruri în urma nașterii din nou deosebit de bune. Dărnicia, milostenia, facerea de bine și așa mai departe. Astea le avem fiecare dintre noi. A doua subliniere pe care o aduc tot din textul acesta cu pilda talanților este motivația. Motivația prin care noi lucrăm cu acești talanți pe care Dumnezeu ne-a dăruit. Există cel puțin două motivații uriașe pentru distrugere sau pentru edificare. Vedeți, fraților și surori, Dumnezeu ne dăruiește lucruri extraordinare. Ne dă frumusețe,
Dar noi putem să folosim frumusețea pentru edificarea bisericii, trupului lui Hristos, sau pentru distrugere. Dumnezeu ne dă bogăție, putem să o folosim haotic sau foarte constructiv. Ne dă inteligență, gândiți-vă la cei care au inventat bomba atomică, cine s-ar fi gândit să ajungă până acolo? Dar El și-a multiplicat darul care Dumnezeu i-l-a dat în chip natural. Nu în urma nașterii din nou, că nu era născut din nou, dar avea un dar natural. Că aici putem iară să facem o demarcație între darul naturale și supranaturale. Un dar, inteligența. Și El și-a folosit inteligența ca să distrugă lumea. Gândiți-vă la atâtea și atâtea moduri în care Dumnezeu ne poate folosi pentru zidirea bisericii, a trupului lui Hristos, și la atâtea moduri prin care diavolul poate să ne folosească ca să distrugem. Dalila era cea care înmulțea între cei vii numărul celor stricați, da? Dar Tabita și ea avea un dar natural de la Domnul. A început să vadă că îi umblă mâinile și poate să coasă foarte bine. Și își folosea darul natural pe care Dumnezeu i l-a dăruit pentru a ajuta pe alții, pentru a le face o hăinuță. Și asta mergea direct în cer la Dumnezeu. Deci observați că noi putem să ne folosim darurile acestea, talanții pe care Dumnezeu ni dă, fie pentru distrugere, fie pentru construire, pentru edificare. Și este un semnal de alarmă, fraților și surori, pentru fiecare dintre cei care slujesc. Dacă vii în față și vrei să cânți ca să te lauzi, să te mândrești, atunci lucrezi la distrugerea trupului lui Hristos. Dacă vii într-o ținută la biserică mai ciudată, și asta lucrează spre distrugere, pentru că sunt bărbați care sunt așa de slabi încât se uită așa prin biserică. Da? Și atunci dacă tu vii și aduci ceva ce nu-i place lui Dumnezeu, tu lucrezi la distrugere. Și când vine Hristos în împărăția Lui, nu numai că tu îi duci un talent, dar îi duci poate jumătate de talent, că ai tăiat din el, ai aruncat la câini și ai făcut lucruri care lui Dumnezeu nu i-au plăcut. Și Domnul zice, bagă de seamă, talentul, darul pe care eu ți-l dăruiesc, îl folosești pentru distrugere sau pentru edificare? Observați, fraților și surorilor, e foarte important pentru noi să înțelegem lucrul acesta. Și vreau să rămân la gândurile astea din Scriptură, de aici, din pilda talanților. Și aș dori, fraților și surori, ceea ce îmi doresc și mie și dumneavoastră, atunci când Domnul va veni, să-mi spună rob bun și credincios. Aș dori să n-aud viclean și leneș, asta n-aș dori să o aud niciodată. Și să zică Domnul fiecăruia dintre noi, rob bun și credincios, vino și intră în bucuria stăpânului. Și Domnul să ne ajute. Amin.